Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi suntem într-un oraș aproape de București, mai exact la 100 de kilometri și începe un nou episod din seria Biciclist în România. Un oraș renumit pentru personalități cum ar fi Andra Gogan. Acum, suntem în Buzău. Dacă n-ați auzit de acest oraș, atunci păcat. Este un oraș frumos, mic, dar frumos și interesant, de 103.000 de locuitori și, din păcate, în construcție. Este foarte mult praf aici și multe gropi. Iată un motiv să nu pedalezi în Buzău. Îți dau eu 20 de motive. Uite-le acolo. Dar am auzit că s-au făcut și piste de biciclete. Nu prea multe, pentru că, de fapt, să fiu sincer, nu scrie pe internet câți kilometri de pistă sunt. Așa că, hai să vedem ce s-a construit nou. De aici începe pista din Buzău, pe Bulevardul Unirii. Hai să vedem ce au realizat, cei din municipalitate, primarul. Sunt foarte curios. Pista asta de biciclete pe trotuar, știți că în Constanța am avut o mare problemă cu ea. Zone de conflict sunt, din păcate. E destul de greu să rezolvi și să mulțumești pe toată lumea și dintr-o dată se termină pista, nu știm unde dispare și reapare din nou. Chestia asta în care apare și reapare pista nu mă deranjează atât de tare cât mă interesează foarte mult să fie un semn, nu știu, să știu că mai continuă, să nu stau să merg pe trotuar ca prostul și apoi să-mi dau seama că de fapt nu mai e nicio pistă. Îmi doresc să fie un anunț sau ceva, un mini semn de circulație că trec pe carosabil și asta este. Zona asta, deci am înțeles, s-a schimbat foarte mult. Eu am venit în Buzău acum ceva timp, scuze, oameni care staționează pe pista de biciclete, din păcate. Bulevardul Unirii s-a schimbat foarte mult. Pe centru circulă autobuzele, două benzi pentru mașini, nu există parcare pe tot bulevardul, ceea ce mi se pare incredibil. În București știți foarte bine că se parchează peste tot. În orașele mari nu tot timpul, dar în Cluj, spre exemplu, am observat că se întâmplă lucrul ăsta. Avem clopoțel în spate, un biciclist care mă atenționează. Ideea este că, din nou, aici, zona asta, pista de bicicletă era bine să fi fost pe carosabil și nu pe trotuar, pentru că se îngustează. Dar ce m-a uimit la Buzău este faptul că pistele de bicicletă sunt coborâte. Asta e un aspect foarte interesant. E fix cum trebuie. Ia uite, prima bordură normală din România, la Buzău. Incredibil. Bine. Bordura nu cred că salvează în sine pista de bicicletă, care, uite, aici e prea urcată, aici e coborâtă. Nu înțeleg, când se face recepția, nu e nimeni care să verifice bordurile astea dacă sunt coborâte. Că nu sunt eu așa de mulțumit de faptul că sunt pe trotuar aceste piste, mă știți de mai mult timp, nu-mi plac pistele de biciclete pe trotuar, îmi doresc să fie pe carosabil, dar din ce am observat din partea voastră, cel puțin, și asta ne face diferiți, este că vouă, spre exemplu, vă inspiră mai multă siguranță pistele de biciclete pe trotuar, unde nu trebuie să te întâlnești așa de mult cu mașinile. Avem, din nou, o pistă de biciclete lipsă, pentru că nu e marcată niciun fel. Și aici un artificiu de calcul, mașina parcată, total anapoda. Sau de fapt nu, era parcată cum trebuie. Incredibil, erau locuri speciale pentru taxi. Aici dacă nu ești atent noaptea, intri direct în coșul de gunoi. Nu e nicio problemă, să te trezești puțin la realitate. Am început să văd bicicliști. Mai devreme am văzut un tată cu fiica lui pe bicicletă. Acolo sunt iarăși trei oameni pe bicicletă. Un alt om. Se pare că m-am înșelat. Sunt mai mulți bicicliști în Buzău decât mă așteptam. Aici, intrarea pe pistă, cum se face? Tot prin coșul de gunoi. Vezi, dacă ești biciclist, trebuie să treci și pe lângă gunoi, că... Asta m-am întrebat întotdeauna. Ce s-ar întâmpla dacă un coș de gunoi ar fi pe carosabil? Probabil că toată lumea s-ar supăra. Asta e și motivul în care pun tot timpul problema asta în față. Pistele de biciclete trebuie să fie cât mai ușor de pedalat, să facă pedalatul cât mai sigur. Aici avem un stâlp care a leșinat, pur și simplu, și la fel ca și în Constanța. Nu o să-l plec cu el la București, o să-l las jos. Și la fel ca și în Constanța, atât de bine sunt puși că ia uite. Deja, stația aceasta e un pic diferită față de cea de la Piatra Neamț. Avem panourile solare jos și nu sus, iar bicicletele văd că se prind cu o montură specială aici. Din ce am înțeles de la cei care locuiesc în Buzău și merg pe bicicletă, bicicletele sunt duse acum în service și vor reveni aici. Arată mult mai interesant stația asta decât cele de la Piatra Neamț. Avem aplicația Nextbike. Hai să vedem cât de ușor este să ajungem la ea. Opening Chrome, Unirii, înregistrare. Înregistrați-vă gratuit aici sau la terminal prin aplicația Nextbike. Am luat-o deja. Trebuie să ne înregistrăm, după care închirierea. Apasă pe închiriază pe display sau închiriază o bicicletă prin intermediul aplicației Nextbike. Acestea sunt stațiile din Buzău. Și activă văd că este doar una care are și o bicicletă.
19 biciclete. Acestea sunt bicicletele, arată ca niște city bike-uri. Și din nou pista de biciclete începe dintr-o dată de aici. Din acest loc unde clar trotuarul devine mai aglomerat, oamenii nu sunt atât de atenți. Și ea se continuă aici la Shopping City Buzău. Uite, dacă mergi cu bicicleta, nu ești neapărat sărac și poți să faci și shopping, să vii să încurajezi economia Buzăului. O altă stație de bike sharing în dreapta, cu mai multe docuri, sau mă rog, locuri pentru pus bicicleta. Se lucrează foarte mult în Buzău, arată ca după bombardament. Am venit, cred că, în cel mai nepotrivit moment, ca și în Constanța, de altfel. Scuze. Mulțumesc mult. E un loc unde, cu siguranță, dacă vrei să pedalezi, trebuie să o faci cu mare grijă aici, la mall-ul ăsta, pentru că sunt foarte mulți oameni care așteaptă pe pista de biciclete. Mă dau, dar uite, acolo e pistă, cică. Domnul era foarte supărat că nu ne-am dat jos de pe bicicletă, însă, da, cel mai probabil are dreptate. Însă, nu înțeleg de ce de la pista de bicicletă, în momentul în care traversezi strada, nu există continuitate. Iată de ce am problemă cu chestia asta. Șoferii înțeleg că tu trebuie să te dai jos de pe bicicletă. Iar în momentul în care dimineața, zicem, te grăbești să duci la muncă, dintr-o parte cealaltă pe Bulevardul Unirii, în Buzău, te dai jos la trei intersecții, nu mai ți arde. Te sui mașină și ai terminat problema. Cum se par pistele de bicicletă din Buzău? Stai să-mi dau mână și jos. Dar fii sincer, te rog. Prea trasate cum trebuie. Nu e în regulă. Am văzut și prin alte orașe și pe clipurile tale piste. Există asociație de bicicliști aici în Buzău? Nu. Sunt grupuri pe Facebook. Ok. Dar nu există o asociație care să vorbească cu primăria și să spună: hei, uite, astea sunt problemele bicicletelor în Buzău. Nu există. Ok. Cred că tu ești singurul buzoian care îi plac pistele de biciclete din Buzău. Nu, mai suntem. Mai suntem chiar o comunitate destul de... Dar primarul a invitat pe cineva din comunitatea bicicliștilor să vorbească despre pistele? Nu? Nu știu. Nu știu să spun. Ok. Chiar eram curios. Adică nu cred că e vreun primar în România care să fi invitat vreun biciclist să spună: Bă, arată-ne mă și nouă cum se fac pistele de biciclete. Nu cred, chestia asta e departe. De aici începe pista pe Bulevardul Nicolae Titulescu, fără niciun semn. Asta e singurul din partea stângă. Și lucrurile aici arată mult mai simplu. E doar o linie pe asfalt și niște rămășițe de stâlpi, gogoși din astea. Partea bună e că sunt bordurile coborâte. Asta e o parte bună, dar văd că și mașinile au stop și noi avem stop. Cine se oprește? Vă dați seama dacă la fiecare trecere de pietoni o mașină trebuie să se oprească, să se dea jos. Spre deosebire de București, unde în parcuri este nebuneală și multe biciclete care merg repede, aici cel puțin se pare că măcar pistele sunt cât de cât libere și oamenii sunt mai relaxați așa. Dacă închizi puțin ochii, ai impresia că ești în Olanda, că în Olanda este așa, pistele de biciclete pe lateral și pe mijloc cu limitatoare de viteză merg mașinile. Așa este în Olanda, mă rog, e ridicat asfaltul cu totul. Dar dacă închizi aproape ochii așa, Buzăul este aproape Olanda. Aproape. Această pistă de biciclete este de ceva timp în Buzău, cred că are vreo 3 ani. Pentru că atunci când am venit pentru prima oară aici, e primul lucru pe care l-am observat. Mi se pare interesant că sunt bordurile coborâte. Sunt o mulțime de fotografii aici. Buzăul este un oraș cu o istorie interesantă. Dar cel puțin partea medievală, partea ultima parte după anii 90, are o istorie nu prea interesantă. Hai să vedem unde duce pista aceasta, care cred că... se continuă de aici și merge mai departe către trotuar. Pistă pe ambele sensuri, pe trotuar. Și din păcate, cam asta este tot ce pot să vă arăt în Buzău. Ca și în celelalte orașe, nu mi-a trebuit o bicicletă electrică. Am mers pe o bicicletă normală și simplă, așa cum este și orașul acesta, Buzău. Nu are foarte multe piste, mă așteptam mai mult, adică eu am măsurat undeva cam 15 maxim kilometri de piste. E adevărat că Buzăul este un oraș similar ca și număr de locuitori cu satul mare. În schimb, nu am văzut atât de mulți bicicliști ca în satul mare, dar au fost mult mai mulți ca la Piatra Neamț, ca la Iași sau la Constanța, lucru care m-a impresionat. Un oraș mic în jurul Bucureștiului ar trebui să aibă mai multe mașini, asta judecând așa după orașele din jurul Bucureștiului. În schimb, aici am văzut foarte mulți bicicliști și asta mă bucură foarte tare. Ei ar trebui să se organizeze mai bine și să spună ceea ce își doresc, și anume, avem nevoie de piste de biciclete, pentru că, da, traficul e destul de complicat aici în Buzău, mașinile merg destul de repede, nu la fel de repede ca în București, dar destul de repede și... Clar, pistele de biciclete invită oamenii să pedaleze mult mai ușor și mult mai relaxat. Așa cum este și Buzăul.
Sunt sigur că o să scrie cineva în comentarii să spună nu, că în Buzău e cea mai mare nebunie, toată lumea se, nu știu, face ceva, se bate sau se întâmplă ceva rău. Mie unul mi-a plăcut și nu este prima oară când vin aici, deja este a patra sau a cincea oară. Până una alta vă invit și pe voi să vă scrieți opiniile și părerile în comentarii, cum este Buzăul pentru cei care sunt din Buzău sau cei care au auzit chestii nasoale despre Buzău sau chestii bune. Până una alta, rămâneți pe două roți, că așa e cel mai bine. Ne vedem în episodul următor. Salutare, pa, pa!